Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații ale orei 19. Au rămas încarcerați după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat, două mașini s-au ciocnit pe autostrada 1 în apropierea localității Bolintim. În urma impactului puternic, unul dintre autoturisme s-a răsturnat, pe câmpia două persoane au rămas blocate în mașina avariată. Când au văzut cât de gravă este situația, salvatorii au solicitat intervenția elicopterului SMURT. Pompierii au folosit accesoriile de descarcerare pentru extragerea acestora în siguranță. Acestea au fost preluate de echipajele SMURT și SAJ pentru acordarea primului ajutor. Bărbatul a fost transportat cu elicopterul SMURT la spital, iar femeia cu ambulanță SAJ. Scandal în fața curții de apel din București, protestatarul Marian Ceaușescu l-a așteptat pe Marian Vanghelie în stilul său caracteristic. Fostul primat s-a enervat încă de când l-a văzut și așa au început jignirile. Mai mult decât atât, acesta i-a dat peste mâna în care ținea telefonul pentru a nu-l mai filma. Aveți un apel pentru condamnare. Pleacă de lângă mine. Sunteți vinovat pentru... stai pușcăriașule cu minte! Stai pușcăriașule cu minte! Borfașule! 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 La pușcărie, bă! În pușcărie tot ajungi, bă! Cei doi au încetat scandalul abia atunci când Marian Vanghelie a intrat în clădire și au fost despărțiți de jandari. Accident grav în capitală, un bărbat de 22 de ani a lovit o mașină care se deplasa pe sensul opus de circulație, condusă de o femeie pe calea Dorobanților din București. În urma impactului, mașina tânărului a intrat pe trotuar, acolo unde a lovit alte două autoturisme parcate și un stâlp. Două persoane au fost rănite și transportate la spital. Victimele sunt șoferița de 34 de ani și o pasageră de 23 de ani din celălalt autovehicul. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind zero. Spărgător de mașini din Deva, căutați de polițiști, doi tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce s-au plimbat în jurul mașinilor de pe o stradă timp de mai multe ore, cu speranța să sustragă câte ceva din autoturisme. Pe imagini se vede cum cei doi băieți încearcă să deschidă portierele mașinilor, însă fără rezultat. Filmările au ajuns la autorități, care încearcă acum să-i găsească pe cei doi. Percheziții la Constanța, polițiștii de frontieră au descoperit în localitățile Ostrov și Lipnița aproximativ 7.000 de litri de țuică în valoare de 140.000 de lei și o instalație ilegală pentru producerea alcoolului, care aparținea unui bărbat de 57 de ani. Totodată a mai fost descoperită și o sumă de bani de aproximativ 33.000 de lei. Aici ce aveți, o? Ce aveți aici, vă rog? Așa. Da? Și acolo ce este în butoiul ăla? Da. Și țuica unde o duceți? Da? Aici este țuica? Întreaga marfă a fost ridicată, iar autoritățile continuă acum cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de producere a produselor accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!